Lidia, ce leac ne-ai pregătit astăzi? Leacul meu nu este nici rar de găsit, nici miraculos uh, uh, ca căutare. Este un leac la de îndemâna fiecăruia pe care îl găsim în. în uh... Debarau bunicii, pentru că noi, ăștia și care am evoluat, nu mai cumpărăm săpun de casă, cumpărăm pun cu tot felul de miroase, de uleiuri, dar am uitat de săpunul de casă, care este foarte bun, este antifungic, este foarte bun pentru uh, antibacterian, uh, putem scăpa de problemele de piele, putem scăpa de problemele pielii capului, uh, inclusiv de foarte multe boli uh, de ciuperci femenine, pe parte de jos. Deci, Săpunul de casă. Săpunul de casă. Îl găsim ăla, la bărguri, în piețe. Ăla obișnuit săpun de casă. Nu fugiți. Vă spun eu, dacă nu vă spălați nici cu o fel de săpun, dacă vă spălați cu săpun de casă, nu o să mirosiți a transpirație niciodată. Bun, reținem acest lucru, maestre.